Știrile PTC News continuă astăzi și o am alături de mine pe Ioana Constantin, candidatul PMP la primăria sectorului 1. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Bun găsit, mă bucur să ne revedem. Ne pregătim de alegeri, sunt încă puțin și intrăm practic în campanie electorală, unde acolo unde PMP va merge singur și nu alături de PNL și USR, așa cum poate credeam noi. De ce nu alături de USR și PNL? Că multă lume se întreabă de ce, unde a fost nemulțumirea? Cine, de fapt, n-a vrut să se creeze o alianță din care să facă parte și PMP? Cine? USR. Dar eu nu obosesc niciodată să spun adevărul cronologic. Partidul Mișcarea Populară, prin președintele Eugen Tomac și prin președintele Traian Băsescu, este partidul care l-a adus pe Nicușor Dan la București, la masa unei alianțe, la masa mai largă, da, a forțelor anti-Gabriela Firea, dacă doriți, anti-PSD. După ce a ajuns Nicușor Dan la această masă, a venit USR și a spus: noi nu dorim să facem această alianță cu Partidul Mișcarea Populară. Acum, Nicușor Dan este matematician înainte de orice, iar bucureștenii sunt inteligenți și românii sunt inteligenți. Și pricep foarte repede că în momentul în care scoți de la masa negocierilor și de la masa unei alianțe un partid care are 10% confirmați în două runde de alegeri, aproximativ 10% în 2019, la cele două runde de alegeri europarlamentare și prezidențiale. Deci, dacă scoți un astfel de partid de la masa alianței, este limpede că tu sabotezi candidatura domnului Nicușor Dan. Eu nu mă feresc să spun. Eu nu mă feresc să spun asta. Dan Barna este într-un moment dintre ăsta de frică teribilă că s-ar putea ca Nicușor Dan să câștige primăria municipiului București și să revină la partid învingător, nu? Și să preia conducerea partidului sau conducerea USR. USR Plus, nu știu dacă mai fuzionează sau nu, că e greu să ții pasul cu ce fac ei acolo. Din această teamă absurdă a lui Barna și a altor useriști probabil care conduc partidul, s-a întâmplat această chestiune. Ei vin acum și, sigur, au fost foarte multe minciuni, foarte multă dezinformare. S-a discutat foarte mult în jurul candidaturii lui Mihai Neamțu la sectorul 3 și că exact ei nu au dorit să accepte. Candidatura lui Mihai Neamțu la sectorul 3. În primul rând, este o dezinformare masivă și noi am explicat de la bun început. Noi niciodată, Partidul Mișcarea Populară, niciodată nu a avut o întâlnire comună cu PNL și cu USR Plus. Nu a existat o astfel de discuție. Deci să stea efectiv la masă niciodată. Partidele și să discute. Niciodată. Niciodată. Și nu mă refer aici a partidele într-un sens mai larg în care mergeau niște delegații. Nu, pur și simplu, nici măcar președinții tuturor acestor partide nu s-au întâlnit vreodată împreună, nici măcar într-o discuție exploratorie, da? Despre cum putem uni la București aceste partide. Bun, și apoi să vii într-o noapte și să spui că au existat discuții și că PMP-ul i s-a oferit sectorul 3 și că nu știu cine nu l-a vrut pe Mihai Neamțu, care acum, sigur, Mihai Neamțu este un intelectual, un om tânăr întors din diaspora, cu studii excelente, un om de dreapta, fundamental de dreapta, nu știu ce criterii de integritate în primul rând sau până la urmă și de viață publică politică ei s-ar putea reproșa lui Mihai. Nu există asemenea chestiuni sau asemenea criterii, însă nu a fost în discuție sectorul 3 pentru PMP sau candidatura lui Mihai Neamțu în cadrul unor negocieri. Nu a avut loc, de fapt, o întâlnire. Asta spun, nu a existat o negociere. Bun, acum, revenind în zilele noastre cum ar veni, nu este absolut nicio problemă. Noi am dorit această alianță pentru că așa am văzut că este înțelept, având în vedere că avem un singur tur de scrutin. E multă ipocrizie și în jurul acestei alianțe, dar e multă ipocrizie în jurul ce înseamnă revenirea a două tururi de scrutin. Și acolo, în mod real, suntem singurii care chiar am vrut revenirea la două tururi de scrutin. Avem un proiect în Parlamentul României pe care nu au dorit nici măcar să-l voteze. E pe ordinea de zi, așteaptă de pe locul, nu știu cât o fi, 100, să fie adus mai în față pe ordinea de zi pentru a putea fi votat. E mai confortabil totuși să păstrezi la un tur de scrutin. Înțelegem. Calculele sau trădarea propriilor aleși sau candidați prin țară din partea unor partide să-și asume partidele respective. Dar noi, pentru cetățeni, am văzut în mod real că asta este soluția. Dacă această soluție nu a putut fi pusă în practică, asta era prima opțiune și am tot discutat și fiecare dintre oameni care discutați pe stradă, cam asta spunea, domnule, revenirea a două tururi de scrutin era o variantă, era soluția.
n-a putut fi această soluție. Și atunci am venit cu o nouă propunere. Doamne, hai să încercăm să unim partidele acestea care sunt anti-PSD. Unele de dreapta, USR Plus nu e de dreapta, dar mă rog. Bun, să facem o alianță la București cel puțin sau în marile orașe în țară sau în alte locuri prin țară unde sunt baronate îngrozitoare. N-au dorit nici această soluție și atunci cine face jocul PSD? Răspunsul meu simplu, asumat și al PMP-ului este că USR Plus face jocul PSD cel puțin la nivelul capitalei. Uitați-vă la candidați, spuneți-mi, vă rog, la sectoarele 2, 3, 4, acești candidați au vreo șansă, chiar și pe o alianța aceasta a lor, nicio șansă nu au. Adică e un blat atât de vizibil cu administrația PSD la nivelul Bucureștiului, pe care vă spun sincer că nu pot să-l înțeleg și toate reproșurile care ne sunt aduse nouă Partidul Mișcarea Populară, din nou, sunt total nefundamentate. Colegii mei au votat, e adevărat, anumite proiecte alături de actuala administrație din București, dar aș vrea să vină să explice și consilierii USR, de pildă, de ce au votat și ei anumite proiecte. Pentru că unele dintre ele erau bune. Aceeași situație se regăsește. Sigur, la sectorul 2 și pot să vă mai dau exemple, la sectorul 4 consilieri și la sectorul 1 ai USR, dar aleși, sunt acum la PSD, unii cu adeziune, unii fără, iar înțeleg că la sectorul 4, dacă nu e așa, să vină să explice ei până la urmă, că e o informație pe care o avem așa public, unul dintre consilierii USR este acum pe listele PSD. Nu mai spun de consilier PNL, cum e domnul acesta Hazem, nu știu cum, care conduce STB-ul, fostul RATB în București. Cam ce criterii de integritate pui tu când ai votat cu Bădălău în Parlamentul României ca să meargă la Curtea de Conturi sau cu socrul lui Victor Ponta să meargă la Curtea de Conturi? De asta spun, e foarte multă ipocrizie și eu cred foarte mult în mintea limpede a bucureștenilor. Bun, dar acum care este relația între PMP și PNL pe de o parte și PMP și USR? Mai există loc de discuții pentru parlamentare, pentru o viitoare colaborare, nu știu, un guvern, un viitor guvern, sau s-au închis ușile la... Nu, noi acum dacă discutăm strict despre alegerile locale, nu mai avem despre ce alianțe, oricum au expirat și termenele, să mai discutăm. Noi candidăm pe cont propriu la nivelul întregii țări, avem candidați în toate județele și ei candidează sub sigla PMP peste tot în țară. Nu am ajuns la înțelegeri nicăieri și nu este nicio problemă, avem candidați foarte buni. La fel cum să știți că și în teritoriu existau mulți candidați de PMP-ului care puteau fi susținuți și au prima șansă, așa cum arată sondaje independente de PMP. Mă refer aici la colegul meu, deputatul Ionuț Simionca de la Bistrița, de pildă, care putea câștiga primăria Bistrița. De asemenea, la Mureș, colegul meu Marius Pașcan, nu mai spun Cătălin Cristache la Galați, Claudiu Palazar, o foarte bună șansă la Constanța. Nu am reușit să ne înțelegem, sunt convinsă că de toate părțile existau candidați care puteau să câștige primăriile în fața PSD. Bun, noi candidăm pe compropriu, să știți că nu suntem supărați, nu există niciun fel de, ați început cu cuvântul acesta de mulțumire sau mai auzit cuvântul frustrare, nu există așa ceva, noi suntem pregătiți, suntem obișnuiți să ne luptăm și să candidăm pe compropriu. Vedem acum că am rămas partidul de dreapta singur cumva, da, pentru că eu nu știu ce e aia dreapta modernă. Sunt un om de dreapta, cred în creștin democrat, da, fundamental de dreapta economică, în primul rând, așa sunt și colegii mei de la PMP. Nu știu ce e asta dreapta modernă, pentru că e dreapta sau nu-i dreapta. USR Plus în partid de stânga au demonstrat asta pe chestiuni fundamentale. Noi discutăm în continuare și colaborăm în Parlamentul României în continuare colegii mei parlamentari cu colegii de la PNL, cu colegii de la USR, acolo unde sunt, de fapt, întotdeauna împotriva PSD-ului. Nu poate nimeni să ne acuze pe noi că am făcut vreun joc al PSD-ului în Parlamentul României. Ba din contră, suntem total, adică vă spun sincer, pot înțelege multe compromisuri politice, pot înțelege multe voturi, dar să-l votez pe Bădălău la Curtea de Conturi e o chestiune pe care, sincer vă spun, nu pot să o înțeleg nici ca om politic, nici ca cetățean. Pentru că, dincolo de ce a făcut în Giurgiu, dincolo de nenorocirea care e Giurgiu astăzi, județul Giurgiu, domnul Bădălău a avut niște derapaje de nepermis, nu pentru un politician, în general, la adresa diasporei. Și cum a tratat diaspora. Despre asta vorbesc, despre diaspora. Ei, și să-l votez pe domnul Bădălău. Bun, aici nu ne-am întâlnit, aici nu am votat niciodată împreună cu PNL și USR, nici cu socrul domnului Ponta. În schimb, pe toate proiectele importante, la fel cum vine moțiunea de cenzură, PMP nu votează moțiunea de cenzură. Adică noi ne menținem linia noastră corectă, pe proiecte corecte. Avem în continuare în Parlamentul României proiecte care nu sunt puse pe ordinea de zi și poate temă de interes pentru alegerile locale, transparență totală în administrația publică. Asta înseamnă publicarea tuturor contractelor și facturilor. Și e un proiect pe care îl țin la sertar în Parlamentul României și niciun
niciun partid nu dorește să-l dezbată și să-l voteze. Și cred că era foarte bun să pornim cu asta în următoarea administrație publică locală. Poate că acesta ar fi fost principalul punct. Asta zic. Putea să-l schimbăm în perioada următoare. Să oprim risipa. Aveți un candidat PMP, are un candidat foarte bun la Primăria Capitalei, da? În persoana domnului președinte, a fost președinte Traian Băsescu. Sunt mulți analiști însă care susțin că această candidatură practic avantajează PSD și acordă un credit în plus Gabrielei Firea. Cum răspunde PMP? Total fals. În primul rând, Traian Băsescu candidează împotriva Gabrielei Firea, nu împotriva lui Nicu Șordan. Președintele Traian Băsescu este cel mai bun candidat în momentul acesta și e un lucru pe care nu o spunem doar noi cei de la PMP, o spun și bucureștenii care au semnat ieri într-un număr record. Noi am reușit să strângem deja mai mult decât numărul de semnături necesare la nivelul municipiului București. Erau azi dimineață 11.480 de semnături, mă rog, aseară târziu de fapt. În schimb, colegii mei raportează în continuare și au colectat și în această dimineață. Și vor mai fi colectate și în zilele acestea semnături pentru președintele Traian Băsescu. Și le mulțumim pentru asta bucureștenilor. Deci avem deja semnăturile pentru candidatura președintelui, la fel cum avem semnăturile pentru candidaturile noastre de la sectoare. Însă, președintele Traian Băsescu intră în această competiție după ce a dorit această alianță în jurul lui Nicu Șordan. Trebuie să ne amintim că președintele Traian Băsescu are un al doilea mandat de primar general pe care l-a terminat. Este un bun cunoscător al administrației publice locale din București. Știe foarte bine unde a lăsat Bucureștiul. Se uită acum și compară ce s-a făcut, ce nu s-a făcut, ce a fost stricat fundamental. Ați văzut de altfel toate ieșirile care țin pe partea de Radet, pe povestea cu Constant, da, cine ar putea ști mai bine decât președintele Băsescu, care a fost primarul municipiului București. Noi nu suntem în această competiție împotriva lui Nicu Șordan. Noi suntem în această competiție împotriva Gabrielei Firea, împotriva PSD-ului și asta e valabil la toate sectoarele, nu doar la municipiul București. Pe Traian Băsescu nu poate nimeni să îl acuze de vreun joc sau că ar face vreun joc al PSD-ului. De-a lungul anilor, Traian Băsescu a fost împotriva PSD și împotriva USL la un moment dat. Deci să ne amintim că România asta, sau haideți să o luăm de la Bucureștiul preluat de Traian Băsescu în primul său mandat, care era un uriaș bazar și era greu să pui Bucureștiul în vreun clasament al orașelor europene sau al capitalelor importante, halul în care arăta. Și apoi a preluat România într-un moment ca președinte, într-un moment în care ne luptam la propriu cu mafia. Au fost momente dure pentru tot ce a însemnat intrarea noastră în Uniunea Europeană, apartenența noastră la NATO, dacă vreți, ne amintim, suspendările, toată hărțuiala aceea a justiției, modul în care se făceau dosarele în sediile partidelor închise LEF. Adică Traian Băsescu a luptat pentru un parcurs european al acestei țări, pentru ca România să fie un partener în NATO respectat, așa cum este astăzi. Nu poate fi acuzat președintele Băsescu că a făcut vreodată vreun joc al PSD-ului. Este în această cursă pentru București, din respect pentru bucureșteni și pentru că este convins că poate câștiga și suntem convinși că Traian Băsescu poate să își termine, da, cel al doilea mandat de primar, pe care nu l-a terminat pentru că a devenit președintele României. Toți cei care ne acuză, numai puțin ne acuză pe noi, că nu ar trebui să candidăm. De fapt, asta ni se reproșează. Noi suntem într-o democrație. Partidele se validează în alegeri, trebuie să mergi să candidezi. Nu există această poveste cu nu candidează X pentru că trebuie să candideze Y. Doar la urne, oamenii sunt cei care decid dacă un partid merită sau nu, dacă un candidat merită sau nu voturile. Deci este pregătit domnul președinte să renunțe la funcția de europarlamentar, că știm că dânsul este unul dintre eurodeputații români. Da, foarte activ, dar și foarte respectat la nivelul Parlamentului European, așa cum este și normal, totuși un fost șef de stat. A spus asta publică, are această disponibilitate să se întoarcă în administrația publică, de altfel chiar aseară mă uitam că declara că este dor de administrație. Știți cum e atunci când te-ai dedicat să faci niște proiecte, când știi că ai schimbat fundamental fața unui oraș, capitală de țară până la urmă, și când vezi deteriorarea la care a ajuns, sigur că îți dorești să faci mai mult și știi că poți să faci mai mult, iar președintele Traian Băsescu știe și poate să facă mai mult pentru București. Sigur că da, a declarat public, are această disponibilitate de a renunța. Spuneați mai devreme că ați strâns semnăturile pentru fostul președinte, da, într-un timp record.
Ce spun oamenii despre, iată, o nouă candidatură a lui Traian Băsescu la primăria? Au venit să semneze și la sediu, adică ne-am trezit cu oameni venind în sediile de sectoare să semneze și chiar la sediu central al partidului. Pe stradă, eu chiar am fost ieri dimineață și am strâns semnături și pentru sector, pentru candidatura mea și pentru candidatura președintelui Băsescu. Și n-apucau de multe ori colegii mei să spună semnați pentru președinte, spuneau vrem să semnăm pentru Băsescu. Pentru că oamenii bucureștenii știu că a fost un primar de calitate, că a fost un primar care a dezvoltat proiecte. Au rămas lucruri clare, vizibile în urma lui Traian Băsescu în București și oamenii știu acest lucru și pot să compare ce s-a întâmplat în ultimii ani. Deci e o candidatură așteptată, dorită. Există un culoar mare de așteptare din partea bucureștenilor acum, pentru că să știți că oamenii, și am observat asta și în țară, pentru că merg mult și prin țară, nu-și doresc lucruri sofisticate până la urmă. Sunt tot felul de candidați care propun tot felul de SF-uri care nu se pot întâmpla. Gândiți-vă că noi totuși vorbim într-o capitală a țării, într-o capitală a Uniunii Europene, despre faptul că nu avem apă, despre autobuze sau troleibuze care iau foc în mijlocul dimineața, da, pe răcoare chiar. Nu, da? Mai vorbim despre faptul că, iată, morim sufocați în aglomerație. Da, și atâta mizerie și oamenii așteaptă ca un primar care știe ce are de făcut din secunda 2 când a deschis ușa și care vrea să facă lucrurile acestea. Apropo de candidatură, ești candidatul PMP la primăria sectorului 1, acolo unde te vei duela, da, cu Dan Tudorache, actualul primar, și Clotilde Armond, care practic sunt cei doi principali rivali. Da. Cum arată lucrurile la sectorul 1? Am văzut, te-ai întâlnit cu bucureștenii. Ce spun? Cum... Povestește-ne puțin din activitatea. Da, de campanie, de ca campanie, să zicem așa, sigur. Eu sunt născută în București și am locuit dintotdeauna în sectorul 1. Aici am urmat și școala generală și liceul și facultate. Deci aici am studiat, aici am lucrat, aici trăiesc zi de zi. Deci ești deja curent cu probleme. Știu foarte bine. Da, știu foarte bine și știu evoluția sectorului și în momentul în care a început un declin, după ce domnul Chiliman și-a încheiat, mă rog, mai rapid mandatul, din păcate, pentru că domnul Chiliman a fost poate cel mai bun primar pe care l-a avut sectorul 1. Discutăm foarte mult pe stradă despre... Am observat cam trei lucruri. Asta doare foarte mult în sectorul 1. Curățenia. Sectorul 1, gândiți-vă că este cel mai bogat sector al capitalei, pentru că aici vin cei mai mulți bani, aici sunt cele mai multe fonduri, iar asta nu se vede, pentru că e un sector murdar în acest moment, deteriorat la nivelul infrastructurii, în multe puncte de vedere. Apoi piețele, vorbesc foarte mult cu cei care merg la piețe în cartierele lor, da, și piețele sunt deteriorate, nu există spații de depozitare, nu există curățenie, există probleme de electricitate, există probleme pentru producătorii noștri care vin acolo. Și practic, dacă te duci în piața 16 februarie, este un dezastru. La piața Domeniu, unde îmi fac cumpărăturile, din nou, murdară, fără condiții nici pentru bucureșteni, nici pentru producătorii care vin să-și vândă marfa. Și apoi chestiunile legate de școli, de copii. Aici am discutat foarte mult cu părinții și o problemă în întreg Bucureștiul. Oamenii nu sunt mulțumiți de condițiile din școli, din licee, părinții în primul rând și bunicii de altfel. E nevoie de mai mult pentru educație, creșe, grădinițe, școli modernizate. Sunt foarte multe lucruri de la care trebuie să plecăm. Plus, foarte des vorbesc cu oamenii și asta e chestiune pe care o știm cu toții la nivelul public de notorietate, despre modul în care se cheltuie banii. Este o lipsă totală de transparență. Aflăm din când în când de diverse contracte și de tot felul de licitații din astea. Deja. Da, deci primul angajament, să știți că sunt două lucruri principale în momentul în care aș ajunge la primărie, aș face aceste două lucruri. Unu, transparență totală, publicarea tuturor contractelor, tuturor facturilor, deci aș pune în practică acel proiect de lege care, mă rog, nu cred că va fi votat prea curând de parlamentarii țării. Și a doua chestiune este curățenie generală la propriu un sector. Apoi piețele și ce mai discutam noi. E păcat într-un sector atât de frumos, atât de bogat, până la urmă colectezi atâția bani și nu se vede în investiții în niciun fel. La un moment dat, sectorul 1 a fost numit capitala capitalei, tocmai pentru că era cel mai bogat sector. Eu asta vreau, un sector prosper, un sector curat și un sector sigur, pentru că Bucureștiul a devenit într-adevăr un teren extrem de nesigur, așa de luptă, de răfuială între clanurile interlope, mai ales în sectoarele 4 și 6. Dar oamenii resimt această chestiune, cetățenii resimt oarecare nesiguranță și o creștere a infracționalității. Asta am spus că trebuie montate, de pildă, camere de luat vederi
pe toate străzile din sector și din București. Mai este o problemă cu o groapă de gunoi, da, la sectorul 1, groapa e des. Da, 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 da. Domnul primar actual, primar Dan Tudorache, tot se războiește. Ai vreun plan și pentru această problemă? Bun, aici am discutat foarte mult cu profesorul Avram Fițiu, care este subsecretar al Ministerului Agriculturii, dar are foarte multe cunoștințe și foarte multă practică pe zona aceasta de orașe verzi, poluare și tot ce înseamnă managementul deșeurilor. Aici trebuie să avem foarte mare grijă cu depozitarea ilegală a deșeurilor. Aici trebuie să pornim în București. Culmea, ajung să se depoziteze tot felul de deșeuri în mod ilegal, pentru că au fost tolerate sau au fost tolerați foarte mulți băieți deștepți care au făcut aceste chestiuni. Chiar discutam aseară despre ce putem noi să facem cu contracte care există deja și pe care nu poți să le mai schimbi din niciun fel, că alea sunt clauzele. Pe 10 de ani sunt. Exact, da, asta este problema principală, că în momentul în care nu ai niciun control, de asta spuneam publicarea tuturor contractelor, bun, ele pot fi atacate în instanță și aștept să vezi ce spune justiția și pui în practică total 100% ce face justiția. Eu știu acest subiect pentru că am persoane care locuiesc în zona aceea și este imposibil de trăit, de respirat, de orice, ajunge în întreg sectorul. Am înțeles că este insuportabil. Da, asta mai ales în perioada aceasta de vară. Mi-a povestit de curând, am o cunoștință care locuiește în zonă. Acum, eu cred că ajungem în astfel de situații pentru că le tolerăm. Adică tolerăm interesele, grupurile de interese. Că trebuie în primul rând făcută un pic de curățenie în tot ce înseamnă contracte și în tot ce înseamnă modul în care s-au dat aceste contracte. Și, mă rog, în funcție de ce spune justiția, punem în practică. Vorbim și despre oamenii care sunt în primării, da, și care lucrează de 10 de ani și pe care tot găsim în primării. Aveți vreun plan, vreo schimbare, vreo reorganizare a administrației? Trebuie să facem foarte limpede diferența între profesioniști, între oamenii care ajung prin concurs, între oamenii, chiar dacă lucrează de 10 de ani, între ei sunt buni profesioniști. Și cei care vin așa pe pile pe relații cu valul politic, da, și care sunt buni la orice, pe ei găsești azi într-o primărie, peste un an sunt într-un minister, după aia ajung în nu știu ce instituție. Omul bun la toate. Bun, aici ai nevoie de niște criterii de performanță, de niște criterii în baza cărora să evalueze activitatea acestor oameni. Nu cred în hărțuiala aceasta a oamenilor din administrație, fie că vorbim de cea locală din primărie, dar și, sau de alte instituții și administrația mare, centrală. Nu cred în hărțuiala asta din start, pleci de la ideea că toți de acolo stau și beau cafele. Nu, pentru că eu am avut experiența de la Ministerul Muncii, unde am găsit foarte mulți oameni, majoritar oameni foarte, foarte bine pregătiți, foarte muncitori, foarte dedicați, care au stat acolo, eu am prins finalul de an, care au stat acolo cu o zi înainte de Crăciun până la o oră foarte târzie să termine ce era de lucrat și nu era criza aceasta sanitară. Deci asta cred foarte mult într-o evaluare cinstită a muncii oamenilor. Pentru că sunt oameni care sunt într-adevăr de mult timp acolo, care muncesc foarte mult, care sunt foarte pricepuți, da, sunt competenți, sunt omul potrivit la locul potrivit, dar care să știți că trebuie să îndure și să înghită pentru toate pilele și relațiile care ajung. Problema, am observat eu așa, că nu e în general în ministere sau în primării. Problema începe când ajungi prin tot felul de deconcentrate, în tot felul de instituții care sunt în subordine. Acolo e valul de pile, de relații, de oameni aduși așa politic, numiți politic, care habar nu au despre ce e vorba. Cât își propune, ce scor își propune PMP la locale? La nivel național, da. Sunt sondaje care dau PMP la 3%. Acelea sondaje, dintotdeauna, aș putea la un moment dat, dar n-am avut timp, să vă fac așa o, nu știu cum să numesc, un mix al tuturor acestor sondaje, să vedeți că întotdeauna înainte, cu 3 luni, 4 luni înainte de alegeri, ne dau la 1%, la 2%, la 3% și nu știu cum se făcea că în ziua votului ne confirmam mereu aproape de 6%. Scorul pe care îl propunem la nivel național este un scor cu două cifre, PMP plus 10%, asta a fost obiectivul nostru chiar din iarnă. Sunt filiale în țară care vor obține scoruri mult mai mari de 10% și mă refer aici la Suceava, la Buzău, Constanța, Maramureș, filiale foarte bune. Și la nivelul municipiului București ne așteptăm la un scor cu două cifre. Deci peste 10%. Asta este obiectivul Partidului Mișcarea Populară. Avem candidații buni care se bat pentru comunitate în primul rând. Și uitați, mă întrebați pe mine la sectorul 1. Eu am observat că domnul Tudorache și doamna Clotild, Armand, mă rog, cred că mai degrabă doamna Armand este într-o filială continuă cu domnul Tudorache, fără nicio treabă cu sectorul. Deci au ceva, doamna Clotild Armand are o problemă sau ceva de reparat din 2016, că nu a câștigat atunci primăria, și ei sunt într-o răfuială personală, care nu are nicio legătură cu sectorul.
efectiv nicio legătură. Este o chestiune, o răfuială personală sau între partide care nu are nicio legătură cu oamenii, cu sectorul. La alegerile locale vorbești despre oameni, despre comunitate, despre proiectele pe care vrei să le faci. Dacă mergem pe această idee a răfuielii, nu e nicio problemă. Pot rămâne la stadiul de politicieni acolo, se pot certa în continuare, numai că eu cred că bucureștenii așteaptă soluții concrete. Doamna Ioana Constantin, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Mult succes și să ne revedem cu bine!